Bună seara și bine ați revenit cu Dana la Fanfara cu probleme de matematică la geometrie. Nu prea ați fost obligatori. Exact, nici eu n-am auzit. Bună seara, bine ați revenit cu Dana la Fanfara. Dar să o așa cu inimă și mai cu drag. Cum ziceai tu? Nu zici tu altă dată. Da, tema pentru acasă. Mi-am pierdut voci. Clasa A, 7-a. Geometrie, da? Da. Îmi place lui Tudor. Da, tu lui Tudor și Maresi. Da, exact. Deci, în ipoteză, problema 9 de la pagina 154. 9 de la 154. În ipoteza ABCD, trapezisoșel. A, B, C, D, trapezisoșel. Isoscel. Ce puteți spune când ați zis ați auzit trapez isoscel? Ai laturile paralele congruente și laturile paralele congruente. Alea paralele congruente? Alea paralele are două laturi paralele. Paralele și are laturile neparalele important. Congruente. Diagonalele sunt congruente. La trapez isoscel. Numai la trapez isoscel, la trapezoare care nu mai sunt așa, da? Da. Și vom vedea și alte lucruri care nu să mai fie importante. AB paralelă cu CD. Ei se spune AB paralelă cu CD, ca să știm drumul ăsta. AC perpendiculară pe CB. AC perpendiculară pe CB. Pe CB. Măsura unghiului ABC 60 de grade. Măsura unghiului ABC. ABC 60 de grade. 60 de grade. CB 8 cm. CB 8 cm. În concluzie să aflăm perimetrul și aria trapezului. Aria de ABCD. Și perimetrul. Egal să ne întrebare și perimetrul lui ABCD egal cu cine? Deci, un trapez isoscel. CB. AC pe CB. AC perpendicular. Nu este. Nu este, da? AC pe CB. Deci în vârful C. E 90 de grade. Deci, ce va fi aici? A, C, B, C, D. A, B, C, D. Iată, ca să corespunde cât de cât figura noastră. A, C, P, C, B. Uite, mă, A, C, P, C, B, aici, aici. Acolo e un ghiudrec. Aici e un ghiudrec, da? A, B, C, D. Trapezul isoscel. Măsura unghiului ABC. ABC, adică ăsta de aici este de 60 de grade. Și unghiul ăla de înaltă de 60? Sigur și ăla. Tot ăsta. Tot? Da. Tot. Dar da, era vorba de... Ăsta tot de 60 de grade. Ăsta adică de câte grade este? 30. Este de 30 obligatoriu, pentru că ăsta tinde de 90, ăsta e 60 și ăsta e 30. Cealaltă parte de 60. Deci partea asta e de... Tot 30. 30. Păi că tot a fost de 60, da? Da. CB de 8. CB. CB este de 8. Și de A e tot de 8. Da? Asta ce înseamnă? Da? Din cauza că e trapezul isoscel tot, da? Înseamnă că AB e de? AB cât este?
De cât? Cateta care se opune unghiului. Da, 16. Corect. Cateta care se opune unghiului de 30 grade e jumătate din ipotenuză. Corect. Cum cateta e 8, ipotenuza este de 16. Ia uite ce informația mea. Așa, și încă ceva aș mai avea. De ce? De ce? Cine spune cât este de ce? De ce? De ce? Opt. De ce 8? Dacă spui și motivul pentru care e 8, corect, este excelent. De ce crezi tu că de ce este de 8? Pentru că e AB minus CB. Asta. Unghiul A, BAC congruent cu unghiul DCA. BAC, BAC, unghiul ăsta. E congruent cu ACD, DCA. DCA, DCA, Miruna? De atât că sunt paralele. Paralele și asta e secantă și asta devine corespondentă. Da. Deci ăsta e tot de 30 de grade. Și atunci? CDA? Isoscel. Și atunci ăsta e motivul pentru care tot de 8 este 6. Păi și aveți perimetrul. Perimetrul este făcut. Da. 16 plus... Da, pentru o problemă banală. Deci perimetrul. Da, pentru arie, cu ce este egal aria? Aria, baza mică ori... baza mică plus baza mare ori înălțimea, totul pe 2. Corect. Baza mare o știm, baza mică o știm. Da. Înălțimea? Înălțimea nu știm. Care e înălțimea asta? AC? AC? Nu. Înălțimea trapezului. A, trapezul. Ce e ce prim tău? Așa, îmi rege. Ce prim. Nu știm înălțimea. Hai să facem un plan. Păi, înălțimea tu în prim egal cu BC prim orice prim A. Aici teorema catetei, da. Nu teorema catetei. Teorema înălțimii. Înălțimii, da. CC prim pătrat este egal cu CC prim plus ori C prim A. Produsul segmentului ăsta. BC prim orice prim A. Da, da, dar nu știm decât pe toată AB. Nu știm decât pe toată. Corect. Nu știm bucățile alea. CC prim e dreptunghic și unghiul C prim AC are 30 de grade. Da. Și unghiul, latura opusă unghiului e 30 de grade, jumătate din... Din CA. Da, nu știm pe AC. Dar mai aveți și pe catetei. Aveți un triunghi dreptunghic acolo și teorema catetei, ia folosiți-o. BCA este un triunghi dreptunghic. Da. În C. În C. Și atunci cateta BC, BC la pătrat BC egal, cu, egal cu BC toată ori BC prim. Corect. BC prim ori BA. Corect. Și cu BA o știm. Da. Cateta o știm, da. Rămâne BC prim. Păi, dar l-am notat. Dacă am găsit-o pe BC prim, o știm și pe BC prim actor. Corect, e indiferent. Că din toată scădem pe... Și dacă știm pe BC prim și C prim A, putem afla înălțimea. Corect. Și dacă știm înălțimea, putem afla area trapezului. Da. Și deci, problema vedeți? Curge. E aproape... E problema e rezolvată de aproape de lucru. Da. Demonstrații, da? Demonstrații. Cum zicem? Cum? Ce ne-a dat autorul? Ne-a dat că unghiul ăsta de 60 de grade, da? Da. Și acolo de 90. Și ăla de 90. Da. Ce spunem? Între unghiul BCA avem că măsura unghiului B, pe scurt, da? Sau B, pur și simplu. B egal cu 60 de grade. Iar C-ul e egal cu 90 de grade. Ipoteză, da? Da, da. Din ipoteză. Rezultă atunci că unghiul A, hai să citim pe trei litere, BAC, măsura de BAC, egal cu 30 de grade.
Cum BC e 8. Și de desubt adăugăm că BC egal cu 8, acolată din cele două, rezultă că măsura, nu, rezultă că latura AB, AB este dublu de două ori BC, 2BC, și egal cu 16 cm. Și cu asta am aflat și pe BC. Cum ce? Putem să spunem cum ce B egal cu B cu DA. Cum BC egal cu DA. DA, deoarece... Deci ABC de... ABC de... De trapez isoscel. Trapez isoscel. Rezultă că și BC, BC egală ca mărimi cu DA. DA egal cu 8 cm. Și de asemenea măsura unghiului CBA, măsura unghiului B, pe scurt, egal cu măsura unghiului A, din cauza că avem trapez isoscel. Egal cu 60 grade. Egal cu 60 grade. Și cu măsura lui BAC, de sub măsura lui BAC, 30. Egal cu 30 de grade, din cele două, rezultă, rezultă că măsura lui CAD, măsura lui CAD, egal cu 60 minus 30 și egal cu 30 de grade. Să zicem că CD e paralelă cu AB din secanta AG. Adăugăm cum AB paralelă cu CD. AB paralelă cu CD. CD și secanta AG. AC secantă. Rezultă de aici că unghiul DCA, măsura unghiului DCA, egal cu măsura unghiului CAB, CAB, și egal cu 30 de grade. Că CAB nu zic că 30 de grade. Corect. CAB sau BAC. Și rezultă că triunghiul CDA e isoscel. Deci 30 cu 30 acolo, de din astea două. Rezultă că triunghiul CDA isoscel. Triunghiul CDA isoscel. Și atunci CD e 8 cm. Și atunci CD congruentă cu AD și CD congruentă cu sau CD egal cu egal. CD egal cu AD. AD egal cu 8 cm. Da? Da. Și de ce atunci perimetru, perimetru, perimetru. Perimetrul lui A, B, C, D este egal cu baza mare. A, B, perimetru. Perimetru, perimetru. A, B, 16. Egal cu 16 plus de 2 ori 8. De 3 ori 8. De 3 ori 8. Plus 3 ori 8. 6 plus 24 și egal cu 40. Are acum. Nu are. Nu are. Da, da, nu, da, încă n-avem. Dar încă n-avem tot. N-avem tot. N-avem mai ce trebuie să facem. Da. Pentru ce trebuie. Pentru ce trebuie. Cum triunghiul BCA e deci fie CC prim, CC prim perpendiculară pe AB. AB. În triunghiul, se spune, e vorba de BCA, triunghiul BCA, nu? Da, da. Unde aveam clarificat că unghiul măsura lui BCA, măsura lui BCA egal cu 90 de grade. Egal cu 90 de grade. Deci și măsura unghiului CB. Nu e drept, dar adică spunem că am dus înălțimea din vârful unghiului drept. Corect. Asta, asta e important. Deci când redactăm, spunem că CC primit pe primul pe AB, dar de unde e dusă? Dintr-un unghi drept. Corect. Ca să putem vorbi de catete. Corect. Și acum, conform teoremei catetei, în triunghiul BCA, BCA avem. Rezultă. Sau, cum era voi obișnuit, în triunghiul BCA, conform teoremei catetei, da, cateta la pătrat, diceți, adică BC la pătrat, duc. Mă duceți. BC la pătrat egal cu BC prin orice ori AB.
Oream B, echivalent cu B. AD, echivalent cu AD. Cu DC la pătrat. Cât e BC? BC, așa. Deci e 8 la a doua. 8 la a doua, egal cu? Egal cu BC prim. Nu știu, BC prim. Ori 16. O 16. Deci rezultă că BC prim egal cu 16. Cu Anca, egal cu Anca, BC prim. BC prim egal cu 16 pe 2. Deci 16 pe 8 la a doua. Nu dăm profesor. E egal cu 8 la 2. 8 la 2. 64 pe... Așa, 64 supra 16. Și este egal cu... Oare se împartă? Da, da. 4. Da, egal cu 4 cm. Și am aflat pe cine? Pe BC prim. Deci ce prima va fi? Deci ce prima este? 12. C prim A egal cu 16 minus... 4 și egal cu 12 cm. Și acum, Tudor? În același triunghi aplicăm teorema. În triunghiul înălțimii. Tot în triunghiul BCA, conform teoriei TI, rezultă că AC... Nu, CC prim. CC prim pătrat. CC prim la pătrat, egal cu... Este egal cu... egal cu BC ori BC prim. BC prim ori ce e prima. Ori ce prima. Și egal cu și este egal cu CC prim la pătrat. Da, nu, și egal cu continuu, da. BC prim egal cu 4. 4 ori 12. Ce prima 12. 12. Face 64. 60, nu înțeleg. Nu, 48, da. 48. De unde rezultă că ce prima... Nu, ce prim. Ce prim, ce prim, da. Este egal cu... radical din 48. Radical din 48, care este... AD egal cu... egal cu radical din 48, egal cu... do... 6 per 3. 6. 4 3. Radical din 3. 4 radical, radical din 3. Așa vine. Dacă nu, deodată nu-ți vine în minte, 6 ori 48 și 8 acela de la 3 și până la urmă... Ajunge aici. Ajunge acolo. Da? Dar e 16 ori 3 și atunci este mult mai ușor, rapid, 4 radical din 3. Și așa că am găsit pe CCC și atunci... Aria. Aria Anca. Aria lui A, B. Baza mică plus baza mare. 8 plus 16. Deodată să spui 8 plus 16. Ori înălțimea 4 radical din 3. Da. Pe 2. Totul pe 2. Și egal cu? 4 cu 2 cm. Da, și 2. Așa, facem adunarea aia din paranteză. 8 plus 16, 24. Ori 2. Deci 24 ori 2 radical din 3, nu? Da. Uh-huh. Ce face? Egal la încă? 48 radical din 3. 48 radical din 3. Facem următoarea discuție. Începând de la momentul acesta, vedeți că voi încerca numai pe rotație și vă surprind oricând. În timp ce se lucrează, dacă de 4 ori în ședință nu vă prind, descoperiți, nu sunteți pe fază, adică stați prin afară, o ședință nu mai veniți. Da? Deci următoare nu mai veniți. E o chestie care înseamnă angajament total. Stați, domnul, să nu înțelegi, dacă ne prinde de 4 ori? Deci de 4 ori în timpul ședinței, dacă vă prind, descoperiți, neatenți. Deci doar neatenți, dacă nu știm, nu... Nu, neștiința nouă, e nouă. Nu sancționez, exact. Că fi, e vorba de faptul că ești distrat, nu te interesează acolo, ești absent. Eu vorbesc aici și tu nu ești atent. Înseamnă că ședința următoare pășește. Nu mai vii. Dacă tot nu te interesează, mai ar vreau să mai vii. Da? Deci este o chestie clară. Înseamnă ce? Mă puteți opri în timp ce se lucrează. Dacă colegul tău n-ai înțeles ceva, stop, nu mi-e clar aici, vă rog frumos.
Adi, un pic mai ușor, sau Miruna, un pic mai ușor. Nu e clar aici. Pentru că te surprind când? Când te pun să continui, nu știi să continui. Și atunci nu vrei să fii surprinsă. Patru situații acestea, te salvezi dacă e întrerupt. Da. Atenție că este o chestie de curiosit. Te-ai salvat dacă e întrerupt. De ce? Pentru că nu dovedești că ești atent. Atent. Anulează o situație în care te pot surprinde. Dacă e întrebat. Da, deci este o chestie frumoasă. Te salvezi dacă locuiești pe domnul profesor. Deci, ești pe aici, nu mă înțeles. Dacă mă întreb la orice. Păi, nu mă deranjează. Nu ați văzut niciodată, nu mă deranjează când mă întreb. Da, adevărat că nu mă deranjează. Păi nu mă deranjează când ești absent. Aceea o fac niște eforturi imense ca să continui lecția. Din nevoia de a respecta lecția, continui așa, dar continui sub stres. Da? Multă seară o situație, când am și stabilit, nu mai vii. Pentru că mi s-a întâmplat o chestie care nu pot suporta. Adică venim aici, nu ne batem joc. Venim, ne respectăm, nu? Are rost. Așa, continuăm. Problema 11. Deci din clipa asta atenție. Se arde. Atenție maximă. Maximă cu putință. Nu mai are mama nevoie să spună fii atent, Adi, să nu duce. Și în film toată povestea. Vedeți, am filmat, am povestit ce se întâmplă și așa că... Adi, mă rog supărat. Mă rog supărare, dacă îmi supăra frate. Nu se pune asta dacă te prindeți cu o încercat să facă prima impresie. Hai, lasă, Adi, nu fi răutăcios. Noi mi-am văzut că, domn profesor, cât de efort să mai depună. Nu fi răutăcios. Da. Nu, o să spun de glumă. Da. Și el nu... Nu fi răutăcios. Dă-mi trebuie să vorbești? Deci problema 11 de la pagina 154. Copii, începem. Da. 11. Doamne ajută. Doamne ajută. 154. Așa. În trapeziul ABC, în ipoteză, trapeziul ABCD. A, B, C, D. Trapez. AB paralelă cu CD. Atenție, nu este isoscel, da? Nu. Bun. AB paralelă cu CD. Măsura unghiului A egală cu măsura unghiului D. Egal cu măsura unghiului D. Și egal cu 90 de grade. AC perpendicular PCB. PCB. AB 36 cm. AB 36 cm. DC 9. D. Dâncă, da? 9. Să se afle perimetrul și aria trapezului. Perimetru egal cu cine? Perimetrul ABCD și aria de A, B, C, D. Domnul profesor, cât nu putem să spunem că e trapez dreptunghic? Nu, că nu ne spune autor. Da. Fain. Apoi de. Deci, nu putem. Obligatoriu trebuie să avem în vedere asta, da? Că e un trapez dreptunghic. Deci, fiindcă A cu D au aceeași măsură, A, B, C, D, A și D de 90 de grade, și mai avem ca AC perpendicular pe AC, pe CB. Cred că altfel. Nu, da? Nu, fel, da. Iar invers, așa, domn profesor, știți? Deci, de aici, da? Nu, acolo. D e bine. Domn profesor, BC-ul, luați așa. Cum? Invers.
BC-ul, așa. B, BC, așa. Acolo păi trebuie să respect așa. De sensul de rotație trebuie să respecte. Aici îl sunt de U și luăm BC așa. Știți că am ați mai luat de data. Și atunci AC, aici rămâne de U. Da. Și așa luați, frate, pentru că ați mai luat de data. Și atunci AC, aici e aici. Da. Ați mai luat așa. Bun. E trapez, cu baza mică în jos, da, da? Da. Deci A, B, C, D, în care AC e terminat pe BC. Oricum zicea că AB e de 36 cm. A, B de 36 cm, de ce e mai mică, da? Corect. Perfect. A, B de 36 și de C de 9. Corespunde realității, da? Uh-huh. Asta vreau să zică. Și acum, mai revedem problema. Citim Adi cu atenție, te rog să vorbești. Deci A, B, C, D, trapez cu măsura unghiului A egal cu măsura unghiului D de 90 de grade, adică A, B, C, D, trapez dreptunghic. Bun. A, B, paralel cu C, D și A, C, perpendicular pe C, B. Bun. A, B, e de 36 cm și C, D, e de 9. Să afli area și perimetrul trapezului. Area și perimetrul trapezului. Deocamdată avem numai baza mare și baza mică. Nu? Atât avem. Înălțimea. Înălțimea, pentru că aduc și în acv. Deci o ducem înălțimea de aici, viruna, da? CC prim, să zicem. E trebuie dreptunghic, înălțimea CC prim. Și în adv. Și în adv. A, D, C. A, D, C. Unde, de unde este că n-ați mai minunat? Din D. Din D? Da. Da. Din D. Așa ar duce, da? Da. D, D prim. Și acum... și acum avem că C, C prim egal cu... Nu. B, C. Aici e ceea ce prim, da? Da. Mm-hmm. Oare ați putea afla pe ce prim B? Ce prim B? Păi nu știm cât e A ce prim. Ba da. Nu știm cât e A B. Pe A B eu toată o știm. Da. Da. E de nou A ce prim. No, corect, bravo. Perfect. Da? Miza pusă pe problemă. E, atenție maximă. Deci, ea vede că aici este un dreptunghi. Și asta de ce este cât A prim, cât A C prim. Că într-un dreptunghi, laturile opuse sunt congruente. Da. Dacă asta e 9, și asta așa e 9. Adică, tot 9. Și a rămas C prim B, diferența. 36 minus 9, cât par copii? 28. 28? Zice 28. 36 minus 9, nu 28. Ia să vedem. 27. Da, 27. Ei, ce chestii foarte tare. Știm și pe A ce prim și știm și pe C prim B. Pe ce ne putem afla? C ce prim egal cu C prim B ori AB. Te rămân înălțime, nu? Da. Într-un triunghi dreptunghic, în triunghiul A ce B, CC prim este înălțime și CC prim pătrat egal cu produsul AC prim ori C prim B. Sunt șanse să o aflăm pe CC prim? Da. Ea este cât AC prim e 9, C prim B e 27 și am aflat pe CC prim. Da. Ei, mai departe, ce este CC prim? Înălțime. Deci știm pe AD, practic. Da. Că dacă o știm pe CC prim, fiindcă ăsta este dreptunghi. De congruent. Da? Ceea ce prim este cât AD. Și o știm și pe AD. Știm baza mare, baza... Area iese. Dar mai ne trebuie CB. CB pentru perimetru. Păi CB egal cu C prim... CB la pătrat, BC la CB pătrat. CB la pătrat, în triunghiul ACB. Egal cu ce este CB? Prim B. Ce este CB? Cateta. Da? Deci, continuu, ca să precizăm bine.
Deci în triunghiul ACB, catetele sunt CB și CA. Și atunci CB la pătrat, că avem nevoie. C prin B ori AB. C prin B ori AB. O catetă la pătrat, egal cu produsul dintre toate ipotenuza, ori proiecția ei, ori bucățica de lângă ea. Și am aflat. Și gata. Știm totul. Începem demonstrația și conduce Tudor. În triunghiul ACB, CC' este înălțime. Dar stai un pic, mai e de urmă. Acum cunoaștem în triunghiul ACB, cunoaștem unghiul C care are 90 de grade. Deci în triunghiul ACB, unghiul măsura lui C, hai să zicem, în triunghiul ACB, B. Da. Măsura lui C. C egal cu 90 grade. Rezultă că BC și AC, BC și AC sunt catete, da? Da. BC, AC, catete. Important asta. După aia, în triunghiul AC, BC ce primă e înălțime. Deci ce ducem, am zis, ce ce prim, fie. Fie ce ce prim, perpendicular pe A, AB. La A din dotul. AB, deci ce ce prim perpendicular în AB, în triunghiul ACB. În triunghiul, da, în triunghiul ACB. Da. ACB, AB, AD, ce, ce prim, îi dreptunghi. Așa. Faptul că ce ce prim perpendicular pe AB și mai aveam, mai aveam adică și măsura lui D. Măsura lui D. A. Egală cu măsura lui A. Din ipoteză. Da, egal cu măsura lui A. Rezultă de aici. Egal cu 90 de grade. Egal cu 90 de grade. Rezultă din cele două că A C prim C D. Da. A C prim C, C D. D. Îi dreptunghi. Dreptunghi. Rezultă din lucrul dreptunghi. Rezultă de aici că, că AC prim îi nouă. AC prim egal cu DC. Așa zici. AC prim. AC prim egal cu DC. Egal cu ANCA. ANCA egal cu? Egal cu 9 cm. Da. Și rezultă de aici. Egal și cu... Deci AC prim egal cu DC și egal cu 9 cm. Deci rezultă că C prim B egal cu C prim C. Nu, C prim B. Nu, deci rezultă că C prim B este așa. Egal cu 36. C prim B, am ca... știai de asta. Rezultă da. Că C prim B este egal C cu... C prim B egal cu... 36. AC ori... AC minus. Da. AB minus. Mai, banca, dacă asta e 9, vreau să o aflu pe asta. Din toată asta 36 minus 9. Și egal cu 27. 7. Ce trebuie. Și acum, Tudor? Dacă am aflat-o pe asta din 9 și asta de 37. Rezultă că BC. Putem afla BC-ul. Da. Care este egal cu BC pătrat. BC. Deci în triunghiul. În triunghiul A. CB. Triunghiul A, CB, conform teoremei teorema catetelor. Teorema catetei. Da. Rezultă că BC, BC pătrat. Da. Este egal cu BC prim. BC. BC prim a doua dreptate. BC prim. Ori? Ori AC prim. Ori AB. Ori AB. Ori toate ipoteze. Asta era cu teorema înălțimii, da? Da. Da. Deci BC prim ori, ori AB. B. Echivalent cu... rezultă că... Mirna, rezultă că BC pătrat... Rezultă că BC pătrat egal cu 27... Ori. Ori 36. Da. Și atunci BC egal cu 27... Radical. Radical din 27 ori 36. Ori 36 și este egal cu adic? Deci egal cu 27 3 la 3 ori
3, 6, 6 9, la 2. 6 la 2. 6 la 2 iese, nu puteți să spune că e 9 ori 4, că iese 9. Iese și 4. Da. Dar de ce să mai iei pe bucățele, că poți să zici deodată 6 la 2. Și iese 6. Da. Și 6 radical din... 27 ai zis, nu? Din 3 la 3. Da. Hai să zicem așa. 6. 6 radical din 27, răsăm așa. Ei, zis 3 la 3 mai devreme. 3 la 3, care zici 3 la 2 ori în 3. Și ce mai este? Zi, Adi. Și mai este să scapă de radical. 3 la 2 să scapă. 3 la 2, da. Și o să fie BC egal cu 6 ori... 18. 6 ori 18. Radical din 3. Deci este BC 18 radical din 3. Am aflat și pe BC. Am putem afla pe nimeni. Pe ce prim trebuie să-l aflați? Trebuie și ce prim. Anca, cum a aflat pe ce prim? Știm că e... Ce este ce prim? Înălțime. Înălțime în triunghiul care? În A... Nu, în C... E bine, A, C, B. A, C, B. Deci, din nou luăm. Triunghiul A, C, B rezultă conform teoremei înălțimii ADI. Teoremei înălțime că CC prim egal cu CC prim pătrat. CC prim pătrat egal cu BC ori a egal BC prim. BC prim ori AB. Ori AC prim. AC prim. Teorema înălțimii. A, teorema înălțimii. Egal cu produsul bucăților noastre. Da. Că la catetă vine. Cateta egal cu BC prim ori AB sau AC pe partea cealaltă egal cu AB ori AC prim. Mare atenție, deci, atenție, nu este teorema catete, alta e teorema înălțime. Și să puneți la pătrat CC prim, da, CC prim. Da, egal cu BC prim ori? Ori AC prim. Ori AC prim. Și egal cu CC prim pătrat? Deci, nu vorbește nimic decât pe cel care îl pune, da? CC prim pătrat egal cu BC, adică 18 radical din 3. Nu, nu, nu. BC prim, 27. 9, mai. A, 27, da. BC prim, 27, corect. 27 ori 9. Ori 9. Adică ce? De unde rezultă ca Anca? Rezultă ca AC prim. Este CC prim, simplu. Dacă la pătrat a fost așa, CC prim va fi egal cu? CC prim e egal și cu? Radical. Radical din 27 ori 9. Și egal cu? Este... Adică 9 e 3 la 2 și este un 3, nu? Deci vine 3 radical din... 27 ori... 27 îl scriem cum? 3 la... 3 la 3, a? 3 la 3, a? Care înseamnă 3 la 2, 3 la 2, nu? 3. 3. Da? Și mai și este... mai este un... 3. 9 radical din 3. Radical și face 9 radical din 3. Ăsta este cine? CC prim și AD. Deci CC prim îl știm. Da. Hai să scriu CC prim este 9 radical din 3. Și știm că AC prim da. Este cât AD, da? Da. Și egal aici cu AD, pot să spun, nu? AD egal cu CC prim și egal cu 9 radical din 3 pentru că suntem într-un dreptunghi acolo. Da. Da. Și acum, perimetru. Hai să zicem. Perimetrul ABCD. Miruna, perimetrul ABCD este? 45 plus... 45 de unde 45? 36 plus 9. 36 plus 9, 9. Bază așa. 36 plus 9 plus... Plus 18 radical din 3. Corect. Plus 18 radical din 3. Plus 9 radical din 3 este egal cu... 45 plus 27 radical din 3. 45 plus 27 radical din 3 și egal cu 45 cu 27 face 60 și 70 și... Așa face 50 da. Da? Da, 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 corect, perfect. Da, bravo. Perfect, perfect de greșit. Deci perfect greșit, da? Mm-hmm. Nu putem să adunăm 45 cu 27. Da. Doar la mulțire. Deci la...
Trebuie să facem aici. Dacă ar fi 45 radical din 3. Deci dacă ar fi 45 radical din 3 și cu 27 radical din 3, atunci și adunăm. Dar mere copiere n-am ce face aici. Deci nu facem greșeli, da? Cel mult putem scoate un factor comun în cât aici? Un 3. Un 3. Și vine 3 pe lângă. Dar chiar 9, domnule. Sau 9, da, chiar 9. Foarte bine, 9. 9 ori, cât fac 45? 9 ori 5, rămâne 5 plus 3 radical din 3. Și asta? Perimetru. Asta e perimetru. Aria. Păi A, B, C, D, egal cu? Cu cine este aria? Cu 9 plus... Copii, nu vorbești? Cu Tudor? Aria este egală cu 9... Baza mare. Baza mare ori înălțimea... Plus baza mică. Baza mare plus baza mică ori înălțimea pe 2. Așa, baza mare... 36. Plus baza mică, plus 9. 9. Ori, continuă Anca, ori. Ce știm? 9 radical din 3. Ori 9 radical din 3. Totul pe 2, nu vorbim decât pe cel care îl pune, da? 9 radical din 3. 9 radical din 3, așa, aici poți să vorbești în mijloc, da? Și egal cu? 36 cu 2. 36 cu 2. A, nu. Dar n-avem voie, n-avem voie, pentru că este adunare. Trebuie să facem adunarea. Nu te sancționez pentru asta. Deci atenție multă, dar nu mai repezi greșeala asta. Deci facem 36 plus 9. 45. Deci face 45 ori 9 radical din 3. Totul pe 2. Atenție multă. La a doua te sancționez. Deci a doua greșeală. Atenție multă. Nu simplificăm în sumă. Și atât doar rămâne. Deci facem calculul. Așa rămâne, da? Da? Dar mulțește mai. 45 ori 9 radical din 3 pe 2. Sigur că mulțim, că nu putem. Mai am sperat să mai pot face vreo simplificare. Nu s-a putut face. Și acum, 9 ori 5, 45, Anca, 5 și 4. 9 ori 4, 36. Da? Și cu 4. 40. 45 radical din 3. Totul supra 2. Nu se simplifică, n-am nicio șansă. S-ar fi simplificat mai lente, da? Asta este aia. Hai să vedem încă o dată care au fost momentele importante. Să vedem momentele importante. Momentele importante. Când am dus înălțimea în ACB. Da. Și n-am aflat, când am aflat BC prim. Da. B, C prim. Acolo cred că s-a rupt problema. Da. Deci ideea că știm baza mare și baza mică, ne într-un trapez dreptunghic. Putem să găsim diferența repede, pentru că am găsit toată asta să știi, asta să știi. Ăsta este dreptunghic, nu uitați niciodată în cazul în care nu un trapez dreptunghic. Înălțimea nu este formată. Deci, în data am aflat o pasta mică și de aici încolo totul a fost la îndemână. Foarte clar. Opresc și mai avem două probleme? Da. Că e 40 și... Da.